Bun venit la primul meu episod de Minecraft, mă rog, am mai făcut și alte episoade, dar nu mi-au ieșit. Astăzi vă voi prezenta niște capcane, adică o capcană, dar sunt mai multe pe aceeași idee. Tragi de manetă, pică semnul. Cam asta e capcana, tragi de manetă, pică semnul. Deci ideea este aici, puneți așa și mai puneți încă un semn sus aici. Puneți un piston, îl înconjurați de asta să fie neapărat piston, să fie neapărat piston normal, nu trebuie să fie sticky și să fie întors așa înspre voi, adică nu trebuie să fie nici în sus, nici în jos. Chiar așa, plume, da? Nu trebuie să fie nici în sus și nici întors în jos. Deci apoi săpați o groapă aici, prin care să iasă, să vină apa, vă întrebați oarecare apă, cred că ați văzut deja apă. Deci, puneți apă și maneta o lăsați activată ca apa să rămână aici. Când, ideea este, când playerul vine, trage de manetă, scrie, trage de două ori pentru a primi diamante. Trage de diamante gratis aici, trage de două ori. Se așează pe send, apoi, mă rog, o să fie aici send, trage de manetă, apa vine prin acea gaură pe care v-am arătat-o, vine apa pe aici. Dacă nici am ascultat-o, trebuia aici să... Așa. Pe aici vine apa, distruge torța, sendul ăsta cade, apoi... Dacă în cazul în care cade, se distruge și această torță, iar atunci cade și acest nisip. Stați să vă arăt doar. Trage de două ori, trag. O, ce s-a întâmplat? Dacă trage de două ori, nu mai trebuie să stați să curățați apa, pentru că se usucă singură. Da. Acum că ați înțeles asta, ideea, puteți oricând în momentul ăsta, dacă trage de două ori, dacă citește ca lumea și trage de două ori, puteți oricând să puneți la loc, asta e extrem de simplu, doar că ar trebui să zburați, dar trebuie gen să fiți un grad ceva, să geme, să zburați pe serverul ăla. Așa ar trebui mai fi mai greu, ar trebui să sapi jur ca să te duci să pui la loc alea. Mă rog, asta e doar un prototip cu care l-am făcut ca să vă învăț cum să construiți. Eu aici am acoperit ca să nu mai poată să iasă, am pus scări. Mă trec pe game mode ca să vă arăt capcana cu adevărat. Game mode 2 sau 0, cum vreți voi să puneți. Diamante gratis aici. Băi, diamante gratis. Maneta 1 și maneta 2. Maneta 1 și maneta 2, ce se întâmplă? Trage maneta 1 pentru a primi diamante și 2 pentru a ieși. Maneta 2 e aici. Dar asta e 2 pentru a ieși. 1 trebuie să fie asta. Bă, ce prost e ăsta, nu-i merge nici capcana. Trebuia să pice semnul ăsta. Oricum eu nu mai am cum să ies de aici. Aaaa, băi, Dumnezeule! Ia, apoi... Să vedem. Ah, da, mai atât de pentru a ieși. Yes! Ah, nu ies. Pa. Mateos a căzut de la un loc înalt. Ok. Nu. Game mode 1. Așa. Mi-am schimbat game mode în aer, lol. Am uitat să trag de două manete.
Aș putea să scriu și acolo, puteți să scrieți voi, mă trebuie să vă fac eu chiar tot. Aolo, ăsta e nor. E nor pentru că pe lumea asta, lumea e foarte înaltă, are climat de Extreme Mountains și după cum vedeți are... Vedeți aici, are 237 de straturi. Mă rog, deja am depășit. 237 de straturi, vedeți aici. Back to game. Deci aici apa îngheată, de aia am pus toți acolo. Vedeți să faceți tot ce am zis. E făcut că să faceți un server, că să aibă protecție, cum am zis. Server. Deci, bun. Forța aici. Mamă, cum ne-am schimbat-o și game mode-ul în aer de două ori. N-am primit. Mă, să ce mai era. What the fuck? Și am murit. Mă rog, eu m-am prins că trebuia să dau mai rar, dar în cazul unui premium, mă imaginam că eram genul player, mă rog, vă dați și voi seama asta. Aolo. Așa. M-am obișnuit atâtea ori cu comanda asta. Am putea să facem o altă chestie. Dacă tot am arătat despre ce e vorba cu aceste capcane, să vă fac o scurtă introducție. Dacă aș vrea în următorul episod, aș putea să vă fac o scurtă introducție a command blocurilor. Deci dacă vreți să vă fac o scurtă introducție despre cum să folosești command blocurile, cum să managerezi chiar și un server, o lume, adică să faci gen să faci lifturi cu command blocuri ca să te teleporteze din ca să faci gen două cabine, una sus, una jos și command blocuri care să te teleporteze dintr-o parte în alta. Comanda ca să care să obții command blocuri este slash give numele tău, în cazul meu Mateos. Apoi Minecraft underline sau underscore, cred că e underscore, co, nu, Minecraft, două puncte, command, underscore, block, ca să primești un command block. Acum am primit un command block, pot spune aici, ca să-l folosești, deci tu scrii orice comandă înăuntru și dai două manetă ca să-l folosești. Poți să-l conectezi cu redstone, e ca orice alt lucru activat de manete. Să zicem slash tp, stai, nu cred că mai am timp, o să dai, nu știu, la întâmplare, slash tp, Mateios, nu mai am timp, nu știu, Mateios, 737, 19, 2, 3, 2, 37, ia să vedem. M-a teleportat, sunt înăuntru mapei acum. Acesta este lagul de mapă atunci când se creează un glitch care efectiv taie mapa în două. Și îți dă lag în realitate. M-am teleportat efectiv în mapă.
Deci ar trebui să vă zic la revedere. La